Salut și Bivangsi la un nou episod din Joculețul ăla cu liftul. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior și am zis, bă, de ce nu? Hai să continuăm și să vedem ce urmează să mai întâmple, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like în continuare și hai să strângem la episodul de astăzi peste 20.000 de like-uri dacă vă plac episoadele în VR și dacă mai vreți și alte episoade. Suntem aici în lobby și știți voi că am strâns niște chestii, niște mici creaturi care arată ceva de genul ăla. Iar acum trebuie să le ducem înapoi, înainte să putem să continuăm cu liftul nostru. Așa că hai să facem exact acest lucru. Bună ziua! Am strâns câteva creaturi de alea de la intrare și aș vrea să le predau. Se poate? Hai să-i dăm și noi aici un like. Ia să vedem noi. Deci toți peții au scăpat de aici, din încăperea aceasta. Asta e un fel de grădiniță pentru aceste creaturi. Am găsit niște red herrings, da? Într-adevăr. Ia uite, și acum ăsta pe care, ia uite cum merge prin tubul ăsta și sunt doi, că am făcut rost de doi, ia uite, hop, direct în cutiuța aia acolo s-a dus, cât de tare, și unul în cutiuța cealaltă. Ok, I got you a hand present, ne dă un cadou. Ai auzit de cadouri de mâini? Cadouri de mâini? N-am auzit de cadouri de mâini. Niște mâini noi pentru tine. Ok, hand presents, hai, arată-mi ce cadouri de mâini îmi dai. Uite primul tău cadou de mâini. Cadou de mâini? Hei! Ăsta trage un vânt aici pe caseta asta. Sunt casete de la vechi, nu știu dacă le-ați prins pe astea. Sunt casete, le băgai în consolă și te jucai. Deci zice că trebuie să mergem pe acolo. Am rupt toată chestia asta, am stricat aici șmecheria. Hai să vedem despre ce este vorba. O să-l punem aici și trebuie să ne punem mâinile noastre aici. Bă, mi-a luat mâinile! Ce mi se va întâmpla? Mi-a pus un fund pe mâini! Oh my god! Ok, mâinile mele trag vânturi de fiecare dată când fac așa. Oh my god! Nu mă așteptam la chestia asta când am zis că vreau un cadou de mâini. Deci de fiecare dată când voi strânge mâna, vă face așa. Oh my god! Nu știu, voi ați vrea să aveți astfel de mâini în viața reală? Că eu n-aș vrea, sincer, vă zic cât se poate de sincer. Arată foarte ciudat. Da, nu înțeleg. Ok, bun, hai să continuăm. Bănuiesc că atunci când o să mai avem de-ăștia roșii, o să ne mai dea și alte mâini, alte tipuri de mâini. Dar momentan o să mergem cu acestea, ok? Doamne, o să fac așa toată ziua acum. Bun, hai să vedem. Deci noi trebuia să mergem la West Tower, parcă? Pentru că la East am mai fost. Dacă nu mă înșel, hai să punem mâna aici, suntem autentificați. Așa, hai să vedem. Trebuie să o reluăm de unde am rămas data trecută. Dacă mai țineți voi minte, era liftul cu albinuțele, avem aici albinuțele. Nu puteam să intrăm la regină, da? Și în afară de chestia asta, avem o baterie încărcată aici, de care cred că o să avem nevoie mai târziu. Avem niște snack-uri. Ok, ne întoarcem înapoi în lift și ține-o minte foarte bine. Că la etajul numărul 3 era acel astronaut. Dacă mai țineți minte și voi, el încerca să ne ajute. Acum întrebarea este, unde e astronautul? Sau poate va trebui să... Ia stai o secundă, să mergem până aici să vedem. Astronautule, uite, vedeți că e un fel de cub ciudat acolo, îl vedeți? Cred că ăla, cubul ăla avem nevoie ca să terminăm noi nivelele. Dar pentru a putea avea astronautul aici, cred că trebuie să mergem mai întâi la etajul numărul 4, unde va trebui să activăm stația spațială. Pentru că am impresia că e activat altceva, da? E activat pescarul. Stația spațială, doamne, de fiecare dată fac așa, doamne ferește. Doamne ferește. Bun, hai să ne întoarcem înapoi. O să schimbăm mâinile astea, sper, în episodul următor. Sunt destul de amuzante, da? Na. Mergem la etajul numărul 3. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva acolo. Sunt foarte multe chestii în afară de lifturi în jocul ăsta, dar iată, prietenul nostru a venit, salut, iar el va trebui să ne ajute. Aici avem nevoie de... Ia să vedem. Nu avem nevoie de chestiile astea momentan. Cred că... Da, data trecută am pus această baterie aici, iar el trebuie să-mi spună care dintre astea... Mai încolo, asta? 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 Ok. Ok, asta? Ești sigur? Ok. Asta. Ok. Și am o punem mâna aici? Sau? Mai trebuie una. Asta. Oh, mi-a dat cu like. Și acum a apăsat butonul.
Și ar trebui să funcționeze. Uite mă că am funcționat. Super tare, tipule. Îți mulțumesc mult de tot. Și acum avem dita mai bateria încărcată. Putem să o punem aici unde a zis oi că o punem pantaloni, dar nu punem pantaloni în fel de... ceva, borsetă care se lungește. Uite, uite cât de tare se lungește borseta asta. Bun, hai să vedem. O să mergem mai departe. Avem nevoie de... el ne privește ce facem. Bateria asta trebuie acum să o punem aici, cred, pentru că e încărcată. Și am fiți atenți, avem posibilitatea să dăm ăsta în sus, ăsta în sus și ăsta în sus. Da, o să se mai audă tot felul de vânturi de-astea pe tot parcursul episodului, ca să știți de pe acum. Bun, acum că le avem pe astea încărcate, avem nevoie de ceva foarte important și anume un bec. Pentru că fără becul ăla, practic nu prea ne dăm seama ce facem acolo. Le-am încărcat chestiile alea, dar nu putem să le controlăm foarte bine. Așa că, vom merge aici, luăm acest bec, o să vedem, punem în ghiozdănelul nostru aici, în borseta noastră, mergem la 3. Doamne ferește! Păi vă dați seama dacă ați avea mâini de astea? Să zicem că te duci la o întâlnire foarte importantă, te duci la școală, frate! Și faci așa! Faci așa la școală! Că îți miști și tu mâinile, normal, nu? Cum își mișcă orice om mâinile! Și faci așa mâinile, na! Îți fac așa... urât de tot! Bun, hai să vedem! Deci acum, avem becul, luăm acest bec și îl punem prima dată aici, da? Iar noi trebuie să tragem de chestia asta până unde se face becul verde. S-a făcut verde, îl luăm de aici. Îl punem aici, tragem până unde se face verde, ok? Și punem aici, tragem până unde se face verde. Bun. Acum le avem pe toate verzi, deci practic vedeți că s-a aprins lumina aici. O să punem asta aici. Și, cred eu, ia să vedem. Hai să mă duc până în partea cealaltă, să vedem dacă toată șmecheria asta... Aha, deci aici avem nevoie de ceva special pe care s-ar putea să facem rost. Ia, stai, asta ce face? Oh, e un sistem de țintire. Și pot să trag... fiți atenți că pot să trag... interesant. Pot să trag în planeta aia de acolo care a plecat de lângă planeta Pământ. Acum, noi dacă ne întoarcem, ia stați așa o secundă, că am o idee. Dacă ne întoarcem la etajul numărul 2, unde era acea apă... am avut dreptate. Uitați crocodilul din apă, uitați unde ar trebui să fie pescarul și aici crocodilul, ceva bă crocodilule! Ok, avem ceva pe aici, n-avem. Ideea e în felul următor, acum noi ar trebui să ne dăm seama, deci crocodilul va sta acolo, noi ar trebui să aruncăm niște mâncare acolo, când apa e pusă, fiți atenți că avem acum super mega idee. Deci mergem mai întâi la etajul numărul 4, pentru că vrem să punem pescarul să fie în apă. Deci să mergem aici, dăm pe pescar, ăsta de aici pescarul, ok, copcilul ăsta se uită la desene aici și noi mergem mai departe. Mergem la 4, nu la 4, la 4 eram, la 3, pentru că la 3 o să trebuiască să dăm planeta aia înapoi ca să aducem apa înapoi. Fiți atenți că e cu șmecherie aici. Aduc planeta înapoi și în momentul în care planeta a venit înapoi, acum noi vom avea apă în gaura aia, ok? Și asta înseamnă că pescarul va fi în apă încercând să pescuiască. Dar noi îl vom încerca să-l punem exact în locul ăla unde e crocodilul. Ok, deci, pescarul e acolo, vedeți? Mergem așa, luăm de aici ăsta, luăm un snack și îl aruncăm acolo. Un pic mai încolo trebuie să-l arunc. Dar de fapt, stamă că el pescuiește în același loc. E bine, e foarte bine poziționat. Bun, acum tot ce trebuie să facem e să ne întoarcem la stația spațială și să dăm de acolo de planeta aia, să o dăm la o parte. Apa nu o să mai fie și ghiciți ce? O să-l mănânce crocodilul pe ăsta, probabil, ia. Hai să apăsăm butonul. Să vedem dacă o să-l mănânce crocodilul pe domnul pescar. Sunt foarte curios ce s-a întâmplat. Hai să vedem, ne întoarcem, apăsăm la 2. Îmi place foarte mult VR-ul, frate. Vreau să fac mai mult VR pentru voi. Dar e foarte dificil de filmat. Dar fac tot posibilul pentru voi special, pentru a avea și episoade de VR, măcar câteva pe săptămână, măcar unul sau două pe săptămână, eu zic că o să fie tare. A picat pe crocodil, fiți atenți! Și acum avem un papuc! Ce poți să vrei mai mult, dar stai așa că îmi trebuie... ce n-aș mai avea nevoie? Uite, îți lăs țepul ăsta pentru că nu cred că am nevoie de el și o să pun papucul înăuntru. Bun, crocodilule... distrează-te, dar de fapt ia și tu și țepul ăsta și îl punem acolo la intrare, că poate o să am nevoie de el și nu de alta, dar... Uite, îl punem chiar aici.
Bun, hai să vedem. Acum, această ciubotă îi aparține reginei. Problema pe care aș avea-o, ia stai să vedem noi. Mai întâi mergem la 1 și încercăm să facem acolo cu albinuțele stupul ăla să fie perfect. Am o idee. Am o idee și mai bună decât asta, cred că. Pentru că bateria de sus este mult mai mare, le va da energie albinelor să poată ataca în momentul care vine tipul ăla să le ia mierea. O să rămânem fără baterie în navă, dar asta nu o să fie foarte important momentan. Și stai să vedem noi ce, deci putem să scăpăm de asta. Uite, becul nu cred că avem nevoie de el acum. Pun bateria acolo. Ok. Bun. Dar vine becul după mine, înseamnă că e important, dar nu a venit. Bun. Acum mergem la 1. Încercăm să facem stupul. Asta să fie cel mai important. Să facem stupul să fie perfect. Ia să vedem. Deci mergem aici și dăm în sus. Știți voi, cu de manetă de aici. Apăsăm pe buton. Ok. Avem doar 2 de făcut. Ba nu, 3 au fost în total. Nu este nicio problemă, că merge destul de repede. Așa. Dă-i mai în sus de manetă. Și bang. Și acum totul este făcut. Acum noi ne întoarcem. Fiți atenți, șmecherii aici. Ne întoarcem și va trebui să facem rost. Mergem la 3. Ia să vedem noi. Bă, am bateria. Ia stai o secundă. Bateria o am. Cred că mai degrabă aș schimba bateria de pe acum. Mă gândeam să mă duc la 4 și să schimb de acolo direct, dar nu, cred că mai degrabă schimbăm direct bateria. Deci bateria asta o să o las pe jos. Nu merge scosă. Ba da. Bateria asta o să o las pe jos. Asta ar trebui să fie mult mai mare. A? Da, e. Stai că am dat ceva pe jos. Bun, și aparent intră. Dar e mult mai puternică. Stai să te dau pe tine jos. Și am tot ce trebuie să facem. Mergem la 4, schimbăm pe albine. În principiu. Acum sper să meargă planul acesta. Schimbăm pe albine. Și vine ăla care să ia mierea de la albine. Nu știu cum se numește, dacă știți voi să-mi scrieți acolo în comentarii. Însă ar trebui să se întâmple chestia asta. Mergem aici și mergem acolo. Și acum ăla vine și când pune ăsta să adoarmă albinele, cum ar veni, noi apăsăm pe buton. Ia să vedem. Ar trebui să aibă suficientă energie. Hai, duceți-vă pe el, duceți-vă pe el, că aveți energie. Haideți, băieți. Nu prea au energie. Mamă, mă așteptam ca acest plan să funcționeze. Poate am o idee. L-am băgat albina aia acolo. Hai, treziți-vă. Mamă, să duc să-l atace. Pot să mă duc la regină? Regină, am papucul pentru tine. Ia de aici. Ia de aici. I-am băgat papucul. Și acum regina îmi va da ceva. Mulțumesc, regină, mulțumesc. Așa, bun. Iar cu acest lucru vom merge în stația spațială. Eu nu mai așteptam la chestia asta, dar a funcționat oarecum. Bun, pentru stația spațială trebuie să mergem mai întâi la 4 ca să avem prietenul nostru în spațiu. Deci schimbăm din nou pe 4. Doamne, cum se aude. Schimbăm pe 4 din nou. Hamă. Așa, perfect. Bun, acum mergem aici. Mergem la 3 la stația spațială. Și acum în principiu ar trebui să funcționeze șmecheria. Da? Uite, vezi că am ce trebuie ție. Mergem aici, luăm ăsta, punem aici, întoarcem ăsta așa, dar nu avem energie suficientă. Ok. Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem iarăși. Deci genul ăla de joc în care trebuie să te duci în 70 de miliarde de locuri din nou și din nou și din nou până faci jos de toate itemele și până te prinzi de șmecherii. Dar eu m-am prins de șmecherii în mare parte, deci avem aici o baterie și bateria a doua. Deci avem nevoie de 2 baterii ca planul nostru să funcționeze. Mergem acolo, mergem la stația spațială și acum în principiu n-ar trebui să mai avem nimic de făcut. Cred că l-am făcut pe toate ca la carte. Ia să vedem. Mergem așa și avem nevoie așa. Stai să vedem. Deci o baterie trebuia să fie aici. Și ea, e bateria mare care trebuia să fie aici. Și bateria mică. Stai să vedem. Avem suficient? S-ar putea să avem, cred că avem suficient, am luat ambele baterii, dar aparent nu mai avem nevoie de ambele. Se deschide ușa ca el să poată intra să-mi aducă cu ăla șmecher de acolo. Gata, vezi că l-a luat? Hai, prietene, vino că te aștept. Te aștept de când, nici nu știi de când te aștept eu pe tine. Te aștept de foarte multă vreme. Așa, bun.
Păi și sper că ați apăsat și voi butonașul de like dacă mai vreți episoade în VR, pentru că jocul ăsta mai are multe chestii pe care nu vi le-am arătat încă în afară de lift. Mulțumesc! Wow, ia uite-l! Ia uite-l! Pentru ce am muncit noi până acum. Și acum s-a făcut imaginea neagră, nu știu exact. Oh, ne-am întors aici. Ok? Cred că am terminat liftul. Ok, bun. Ah, dar n-am chestia aia, cred că au luat-o ei automat. Ok, zice că trebuie să mă duc la șefă. Ok, Tammy never gets it, but you do, bun. Și că să te trimit sus când te văd. Ok, deci trebuie să mergem în liftul ăla și acolo se va întâmpla ceva. Ceva ce probabil vom afla în episodul următor, pentru că în mare parte, bine, eu v-am zis, încă mai sunt o grămadă de chestii pe care nu vi le-am arătat încă. Avem o grămadă de mâini pe care să le facem rost. Eu acum nu știu dacă mai am chestii de alea. Ia stați așa o secundă să văd. Mai am chestii de alea? You never believe this. Ok. Scruffy, i-a dat și un nume. Patru more Harrys. Deci eu practic acum trebuie să mă întorc în nivelele anterioare. Adică eu tehnic vorbim pot să mă întorc și în nivelul în care am fost deja. De exemplu la East Tower. Mă pot întoarce, uite. Overtime. Oh, mi-a apărut un nou mod de joc Overtime unde să fac rost de Harrys de ăștia. Oh, ce tare. Aici nu am Overtime încă. Probabil pentru că n-am terminat aici șmecheria. Dar da, o să rămână de văzut. Adică cu siguranță cred că o să fie super mega interesant. Și v-am zis, încă mai avem cred că vreo 2 sau 3 episoade minim din jocul ăsta, dacă e să terminăm cu totul, gen să finalizăm tot și să vă arăt toate mâinile și toate nebunile. Dar aici se termină episodul de azi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să băgați acolo multe, multe like-uri. Iar noi, bineînțeles, ne auzim undeva pe data viitoare. Pa, pa!